Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog Marca Traveliștii. Dragilor, suntem în Sighișoara și plecăm către gară. Plecăm împreună cu Alex, dar o să ne despărțim pe drum. El merge către București și noi o să mai rămânem o noapte în Brașov. O să avem o surpriză pentru voi. Dar acum vrem să-i mulțumim lui Alex. Salutare, dragilor, ce faceți? Pentru această excursie și pentru că a fost ghidul nostru, s-a ocupat și de cazare și ne-a făcut foarte mulți prieteni aici. Mulțumim din suflet, Alex, check-in cu Alex Belei pe canal. Mulțumim Casa Amador pentru găzduire. A fost o cazare de nota 10. Plus că am făcut niște legături foarte interesante aici, în Sighișoara, alături de, și de voi și de mine. Eu am mai fost în Sighișoara în anul trecut. Și noi o să mai venim cu siguranță, că ne-a plăcut foarte mult. O să mai revenim cu mare drag aici în Sighișoara și nu uitați, Casa Amador este o locație excelentă pentru... Ia uitați ce notă are Casa Amador pe Booking, bineînțeles. Aproape de maxim. Uitați, ați văzut turnul cu ceas? Da? Unde este? Suntem la 20 de metri de el. 20 de metri de el. Vă recomandăm să veniți în Sighișoara pentru că este un... o cetate autentică și singura locuită din Europa, poate chiar din lume, dar din Europa cu siguranță este cea mai locuită. Și veniți aici în Sighișoara pentru că acest oraș chiar merită vizitat. Și oamenii sunt super faini. Cred că asta contează și mai mult. Încă o dată mulțumim Alex Belei, check-in cu Alex Belei, mulțumim Casa Amador. Ne vedem din Brașov. Hai la gara! Hei, dragilor, revenim cu puține adăugiri, să zicem așa. Suntem în gara din Sighișoara, am venit la ora stabilită să ora plecăm, 10 și 9 minute să plecăm către Brașov și respectiv către București. Și ce credeți? Surpriză, da. Trenul are întârziere 145 de minute. Momentan, 145 de minute, adică undeva la 2 ore și 25, 2 ore și 25 de minute. Așa că mai admirăm frumusețile de aici din Sighișoara. See you! Gara Sighișoara! Gara! Ei, și după o călătorie frumoasă... Atât a fost întârzierea, 2 ore și jumătate. Am ajuns în plus 3 ore cu trenul, după 5 ore și jumătate suntem în Brașov. Slavă Domnului că este cald, pentru că am nimerit într-un vagon în care aerul condiționat era foarte tare. Ne-am congelat, ne-au înghițat picioarele, dar aici e soare, e bine, e chiar bine. Și acum, până la cazare, avem cazare chiar în centrul orașului. Luăm autobuz, sunt multe autobuze aici care te duc chiar în centru. Și ne vedem la cazare. Sigur. Cum zicea și Florii mai devreme, avem două posibilități de a ajunge în downtown, în centrul orașului, Piața Sfatului, mă rog, și toate cele. O posibilitate este cu transportul public, de aici sunt autobuzele care merg către centru, undeva la 6 lei două bilete, de fapt e un bilet cu două călători, am înțeles, nu l-am cumpărat pe acela, dar o să luăm Uber-ul, ne costă 12 lei, am zis că e mult mai comod și ajungem mult mai repede, ne lasă direct la locație. Cât avem până acolo, la cazare? 4 km? Cred că 4 km și ceva. E ok. Da. Suntem destul de obosiți. Am ajuns și la cazare, mă rog, în zona apropiată de cazare, pentru că Uber-ul ne-a lăsat la intrarea în acel gan, este strada principală și i-a arătat că mai avem, nu știu, câțiva zeci de metri. Așa că încercăm să identificăm unde este cazarea. Să vedem. Dar cred că pe aici este, pe undeva, prin aceste case, știi?
Hai că ne-am deslușit puțin. Oarecum e un pic întortocheat, dar e ok. Pentru că venim de la strada principală, pe acest gang. Da, haide băi. Și mergem pe el până în capăt și facem dreapta și mai mergem 10 metri, nu știu, ceva de gen. De aici avem 90 de metri. Strada Mureșenilor, numărul 7. Am ajuns la locație și stăm într-un hostel chiar în centrul Brașovului. E super fain, pentru că ne gândeam, zic, bă, e un hostel, să vedem cum va fi cu baia la șeruit, știți voi. Dar aici este un super hostel, super primitor. Și hai să vă arăt puțin cum e pe aici. Cum te numești? Radu. Radu, ok, Radu. Super. Suntem la Radu și... Sorin. Sorin, ok. Radu și Sorin. Și Răzvan. Ne pare bine de cunoștință. Și mie. Vorbeam la telefon. Da, stai liniștit, că e ok, da. Salutare, salutare, da. Bine ați venit. De asta spuneam că chiar ne-am simțit super bine aici, știi? Din primul impact cum a fost, ne-am simțit super tare. Am mai stat în Cairo, în Egipt, în hostel și cred că prin Obidos și prin Portugalia, tot așa a fost super fain. Dar e super, super friendly acest hostel. Hai să păstrăm așa puțin spiritul ăsta de centru vechi. Picturile, toate clădirile din centru vechi sunt pictate aici. Handmade de un artist din Brașov. Super tare. Hai să... Poftim? Poate că trebuia să iau una. Dar nu, e ok, stai liniștit, că suntem o familie, da? Suntem o familie, da. Hai să vă arăt camera noastră. Uite-o, așa se prezintă. E super fain. Ok. Și aici mai avem o cameră, o anexă, nu știu să zic, cu un spațiu de depozitare și cu o chiufetă, să spele o fructă, să pregătești ceva pe aici, mă rog. Foarte fain. Așa. Avem toaletele. Aici barul, recepția. Toaleta e la intrare. Da. Barul, recepția și o zonă de să pregătești ceva, să ți speli pe aici un sandwich, exact, toate nebuniile. Aici avem o toaletă. Uite ce fain e asta. Asta e ideea Zinger, cum se cheamă, nu e, ha? Nu e Zinger, ha? Da. Ok. Aici o toaletă. E totul impecabil de curat. Impecabil, de strălucește. Strălucește de curățenie. Mai avem aici în spate încă două toalete. O să le prezint și pe astea scurt. Una, două. Ah, ok. Nu mai intru atunci. Nu mai intru. Camera noastră. Încă una, două, trei, patru camere, ceva de gen. Ideea este că camera noastră este double, este cameră privată, dar sunt și camere la share, să zicem așa. Da? Uite. Super fun. Deci e super curat, super curat, miroase totul, pa parfum. Nota 10. Aici ai și o mașină de spălat. Dacă vrei să-ți speli rufe, bineînțeles, îți cumperi detergent și toate cele. Detergent. Ei, da. Și aici sunt dușurile. Două dușuri. Super fain. Deci chiar e o zonă de servit cafeluța, de stat la relaxare. Aici avem unde poți să stai tot așa la taclale, să mănânci ceva, ai televizorul. Super fain. Suntem într-o curte interioară aici. Suntem chiar în centru. O să vă arătăm imediat când vom ieși de aici. Am plătit 142 de lei pe această noapte de cazare, dar chiar ne place. Deci chiar ne place. Maxim, recomandăm. Recomandăm acest hostel. Gata. Ne-am făcut curaj și am ieșit în centrul Brașovului la explorare. A început și ploaia.
Noroc că nu plouă tare, sper să nu înceapă mai tare. Și mergem acum să mâncăm ceva, că n-am mâncat nimic toată ziua. Și o să ne întâlnim cu cineva, cu siguranță vi aduceți aminte pe Daniela și Călin, românii stabiliți în Costa Rica. Ei au venit în vacanță în România și bineînțeles că trebuie să ne vedem înainte să se întoarcă în Costa Rica. Așa că vor fi pe undeva pe aici, nu? Da, 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 da. Aceasta este în centru cazați noi. Piața Sfatului și... Și la ce acolo? Telecabina, nu? Teleferic, da. Teleferic. Teleferic, telecabina, nu știu. Ar fi interesant să facem o urcare până sus acolo, dar... După ce mâncăm, dacă nu începe ploaia mai tare? Astăzi nu, astăzi nu. Poate mâine dimineață, pentru că avem doar o zi de cazare aici în Brașov. Să fim sinceri, am venit în Brașov ca să ne întâlnim cu Daniela și Călin. Pentru ei am venit în Brașov. Da. Adică am făcut această oprire. Știți bine că din vlogurile anterioare am mers în Sighișoara și urma să ne întoarcem acasă, dar pentru că ei sunt aici acum, am zis că n-avem trebuie cum să ne oprim în Brașov, da. Nu avem cum, da. Așadar, să vedem pe unde sunt și da. Renumitele terase de aici din Piața Sfatului. Piața Sfatului, da, strada Republicii, care continuă în jos, este plină de terase și de multă lume. Magazine de suvenir. Mergem și noi către, pentru că Daniela și Călin vin din acea parte și o să ne întâlnim undeva la jumătatea drumului. Uite-i! Uite-i, mă! Costaricanii, bună! Uite-i, mă, frumoși, mă! Băi, ce faci? Hola, hola, amigos! Hola, amigos! Salut! Da, v-am luat pe surprindere. Păi, dar n-aveam cum să nu imortalizăm acest moment, știi? Hai să ne așezăm undeva și stăm la discuții, da? Băi, ăsta e semn de bogăție aici, ascultați-vă. Am ajuns în Brașov și ne plouă, deci chiar ne plouă, dar e ok, cald. În Sighișoara a fost o căldură infernală. Să ne răcorim puțin. Deci infernal a fost, am fost în Sighișoara, am vizitat și Viscri, știi? Da, da. Localitățile lăturalnice, știi? Da. Dar a fost foarte, foarte cald. La Domnul Prinț. Da, nu era acasă, că i-am zis, bă, stai să dăm și noi un noroc, loc, dar să nu... Să el da. O ciorbă de lasă, că îți dau eu o ciorbă de cartofi. Acolo, la Domnul Prinț, da. Nu mai este casa pe care... Este casa pe care a cumpărat-o el, dar o dă sub formă de... Cum se cheamă asta? Ca să vizitezi. Ca să vizitezi, știi? Nu mai locuiește acolo. Da, și-a cumpărat în altă parte și-a făcut acolo foarte frumos prin fundația domniei sale și mai multe de-astea de acte caritabile, să spunem. Doar se vizitează, știi? Am vizitat foarte, foarte frumos. A fost cu biserica, cu... din localitate de acolo. Dar trebuie să vizităm și Biserica Neagră, nu? De aici. Da, 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 da. Lasă că... Plouă, numai că e diferit, da. Asta nu e ca ploaia din copo, trebuie să avem grijă. Da, 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 lucruri faine, lucruri faine și frumoase am petrecut în Costa Rica, da. Alături de voi și de ceilalți și de toată lumea, știi? Super fain a fost, da. Uite, ne vedem pe partea alta globului acum. Exact, da, și Doamne ajută, nu știu, pe viitor, pe unde nu vai vedea, nu? Unde apucăm, unde apucăm. Așa, da, hai să băgăm o ciorbă că murim de foame. Am ajuns la un restaurant super fain, îndrăgit de Călin, pentru că ne-a povestit ceva foarte fain când era el în studenție și tinerel aici și făcea veacurile. Bine, s-a schimbat acum denumirea restaurantului și toate cele. Se numește Sergiana acum. Super tare. Băi, fii atent că avem și o vinotecă aici. Super tare.
și poți sta la masă aici să deguști minunățile de vinuri. Pentru noi doi, mă, fetelele sunt pe partea. Doar astea, nu? Astea sunt doar pentru doar noi, nu? Pentru noi, da. Nu. Poate, da, da. Am înțeles. Păi ce, voi numai o noapte, voi ia să stai. Super. Păi nu, mai stăm două săptămâni, ce? Păi. Nu mai plecăm. Aici, în caz că ne sete, domnii ne-au prezentat frigiderul cu minunății de aici, cu vinuri. Și câteva chestii foarte, foarte frumoase expuse aici. Muzica în sordină, super fain. Jumări, frate. Deci, eu n-am cum să nu gust-o de asta. Nu te uita că l-interog. Dar puneți camera lângă tine să se audă cum, că, uite, cum troznă. Ia tu camera. Ok. Vai de mine. Băi, în afară de jumări, oamenii ăștia de aici a zis, bă, trebuie să bem ceva, mă. Hai, bine ați venit în Brașov la Apă Sfințită. Bine v-am găsit. Doamne ajută. Asta zice că dacă îi da noroc, nu se lasă din mână, nu, știi? Nu, niciodată. Ce? Da. Să vă vedem, Doamne. Să fiți sănătoși. Auzi, mai ia vreo 20 de cadre de astea să mai încercăm. Wow, wow. Și ne-a sosit și o ciorbă tradițională zamar de aici din zonă. Zamar de lenească. Tarhon. Cu tarhon și cu... Și încă cu... Cu no. Ciolan. Ciolan. Cu ciolan? Da. Hai să vedem ce e aici. Cred că e nebunie, zic eu. Sigur. Mamă. Ce-a făcut la gust, așa, ce zice? Păi după... După o viteză de-asta mică... Foarte bune. Mamă, nota 10. Nota 10. Mai zi-ne o dată unde suntem. Suntem la în groapă, mai fost la groapă unde ne întâlneam studenții, care se numește acum restaurant Serceană, în Brașov. Băi, veniți aici că la... e genial ce se întâmplă aici. În la Beci, suntem în Beci. La colț. Da, suntem în Beci, da. La cramă. Foarte tare. Foarte autentic. Vremurile bune. Da. Din tinerețe. Muzica e frumoasă. Tot să stai aici. Avem și o formație de aici în care a venit să cânte special pentru invitați, pentru cei care sunt aici să mănânce, nu? Ia uite. Că mai este lume, știi, să nu deranjăm la masă, știi? După așa o masă, am ieșit puțin să dăm pălincă afară din noi și domnul ghid de aici din Brașov, Călin, ne spună pe unde ne duce. După ziduri. După zidurile după gri, nu? După zidurile gri. După blocurile gri. Știi? Uite ce, ce pantă faină acolo. Da. Străduța aia. Mai de mers așa în coastă, știi, da. Nu de alergare, da.
Super. Da, urcăm pe după ziduri, venim pe poarta Schiei la Vale. Uh-huh. Și după aia ne spălăm păcatele cu o bere. A, am înțeles. Da. Păi după atâta efort pe care o să-l facem, nu? Ba, merită. Bă, fiecare om are dreptul la o bere și după ce bea o bere devine alt om. Și are dreptul la încă o bere. Da, pentru că nu mai e același. Corect. Și tot așa? Da. Nu? Da, super. În fața aveți biblioteca de aici din Brașov, datează din anul 1928. Dar nu știm ce este în interior pentru că nu am intrat, dar clădirea arată genial, este fabuloasă. Acestea sunt parte din zidurile vechi ale cetății. Suntem cumva în lateralul, în spate, nu? Al cetății. Uite ce fain e râul ăsta aici. Pârâiașul ăsta. Pe aici mi-aduc aminte că am alergat cu prietenii mei din tinerețile mele prin aceste zone. Ia uite aici un băruleț foarte, foarte fain, constituit din acele butoiașe. Super tare să stai, să te relaxezi, să bei o băutură rece. Te rog, spune. Ia uite ce zice acolo. Anii și paharele de vin nu se numără niciodată. Dar niciodată, n-avem de ce să le numărăm. Și e direcția spre bar, zice. Bun, fără număr atunci. Atât. Aici pe acest deal sunt renumitele Turnul Negru, mai încolo-i Turnul Alb și catacombele de aici din Brașov. Noi n-avem timp să le vizităm. Iar sus pe deal este renumita emblemă a Brașovului. O să vă fac zoom să vedeți despre ce este vorba, pentru că scrie foarte frumos Brașov. Pe acolo, pe dealurile acelea, mi-am nenorocit eu genunchii, să zicem. E de-a dreptul munte, se numește Muntele Tâmpa. Muntele Tâmpa, exact. Are numai 900 de metri, într-adevăr, dar se numește totuși Muntele Tâmpa, deși e sub 1000 de metri. Uh-huh. A, de sub 1000 nu mai e catalogat munte? Da. Sau cum? Da. Exact. Da. Serios? Da. Da? Ideal, nu? Sau da. Cum? Da. Super. Și totuși ăsta are la o băga la munți. Aici sunt diferite animale reprezentative acestei zone. De exemplu, acesta este un râs, Florii. Se vede că zâmbește, da. Da, mai departe nu știu ce e ăsta, că nu-l identific foarte, capra neagră, foarte bine. Este o arătare, căprioară normală, cică. Uite, da. A, ok, zici că e un urs, o cămilă, ceva, nu știu. Da. Arată mai mult a urs, vulpe, auzi, Flori, fiecare cu... No. Păi dacă arată a urs, ăla ce naibii mai e de acolo, nu? Că ăla e ursul. Ăla e ursul, da. Și ăla nu e rinocer, nu, sigur. Rinocerb. Că n-are cum să fie, da. Rinocerbul. Da. Da, uite ce faină e clădirea asta aici. Asta e poarta Ecaterina. Ok. Vulturi, nu? Sau cum îi zice lui ăsta aici? Ia să vedem. A, buvniță. Buvniță. Ok. E, mai putea orice să... Să mai sculpteze ceva, nu? Uite, ce fain aici. Mai lipsește vârșciogul de pădure și... Ok. Nu o glumesc. Ok, ce avem aici, domnul Călin? Acum trecem pe sub poarta Schiei. Pentru... Ok. Da, deci asta e partea, cartierul vechi al orașului Brașov, Schiei Brașovului. Mhm. Uh-huh. Și asta era... A, uite, colegiul Andrei și Aguna. Bine, ăsta este uh-huh. liceul. Da, da, da. Și Aguna. Aici, aici se merge spre sub Tâmpa. La poale, da. La poale, da. E, pe acolo am făcut eu niște coborâri. Țin minte că ne-au lucrat la genunchi tare de tot. Da. Super. E foarte faină clădirea asta. Nu știu ce este. E efectiv o casă sau ceva, un monument ceva? Nu, cred că e o instituție. O instituție, da, într-o casă, dar uite că nu știu să ce este. E acolo. Poarta Schiei. Uite că zice strada Poarta Schiei. Da, aceasta este. Toată strada asta se numește Poarta Schiei. Mm-hmm.
un obiectiv pe care nu ai cum să îl ratezi aici dacă vii în Brașov, este Strada Sforii. De fapt, este un gang micuț, foarte fain. Și o să intrăm și noi acum să vedem despre ce este vorba. Sunt foarte multe mesaje pe acest gang. Da, este, cum am spus mai devreme, un obiectiv pe care nu ai cum să îl ratezi. Nu e chiar atât de îngustă pe cât pare. E ok, este efectiv un gang. E un gang drăguț, renumit de aici, din Brașov. Păcat că s-a zbulgălit acești pereți, pentru că i-au vrut să facă o formă de artă stradală, dar nu prea le-a ieșit, din păcate. Uite, ăsta-i fain aici. Aceste lăcățele prinse. Uite. Super. Am părăsit gangul... Strada Sforii, da. Eu i-am zis gang, că de fapt e un gang, așa, știi? Arată acum, da. Și suntem foarte aproape de Biserica Neagră. Uite ce fain e aici. Mergem spre curtea bisericii. Ok. Mergem să ne rugăm? De ce nu? Aici este renumitul Colegiul Național Iohannes Honterus. Dânsul este Iohannes Honterus și, bineînțeles, Biserica Neagră. Foarte frumos. Uite, aici sunt un fel de bănci, dar sunt super interesante. Băi, dar ce material plin este. Am crezut că-s goale, știi? Ai bătut? Ia uite. Nici nu se aude. Știi? Foarte tare. Da. Să te relaxezi aici la umbra Bisericii Negre. Și aici lângă Biserica Neagră, ce credeți că avem? Starbucks. Băi, du-te de aici. Bă, nu suntem împotrivă, dar nici chiar așa. Bă, un frate mai încolo, frumos, nu? Unde-i toată lumea cu cârciumile și cu toate alea. Vom continua cu o bine meritată bere rece aici în Piața Sfatului. Bună dimineața, este a doua zi în care suntem în Brașov și astăzi ne propusesem să mergem puțin, să luăm la pas Brașovul, dar din păcate condițiile meteo sunt nefavorabile, adică se vede că plouă, nu e o ploaie foarte tare, dar îi dai mocănească și te udă până la oase. Așa că probabil vom merge să bem o cafea cu Călin și cu Daniela și mai stăm puțin la povești și cam asta este. Ne pregătim de plecare, ne-am făcut bagajul, mulțumim Vintage Downtown Hostel. A fost o super experiență aici la acest hostel, ne-am simțit super, super minunat, a fost super liniște, super curățenie, chiar dacă este un hostel și ai toaleta și dușul la comun, a fost super clean și la un super preț, chiar în centrul Brașovului. Și sunt suficiente pentru toată lumea, adică și liniștea, nu mă așteptam, de obicei știți că la hosteluri e mare gălăgie, cu muzică, cu petrecere, n-a fost așa, e un fel de pensiune hostel, nu știu. Foarte mult. Foarte, foarte primitoare. Și mergem, ne facem bagajele, de fapt bagajul e făcut, le punem în cărcă și mergem jos lângă această locație să bem o cafeluță cu costaricani, cu Călin și cu Daniela, să ne luăm la revedere de la ei. Haide. Ne-am văzut la o cafeluță cu Daniela și cu Călin. Mulțumesc!
Mulțumim mult, dragilor, că ne-ați găzduit și ne-ați plimbat pe aici prin Brașov. Ne luăm la revedere de la Ida, cu siguranță, cu mai bună la Ciao.